Dumnezeu are multe suflete prețioase și în alte comunități, în alte biserici care nu sunt din bisericile noastre. Dumnezeu dorește ca cât mai multe suflete să vină la adevăr și în așața dimineață vom vedea tema numărul 14 din evenimentele ultimelor zile care se titulează Marea Strigare. Tema aceasta sper că te va ajuta să înțelegi ce vrea Domnul de la această lume, ce așteaptă, ce se va întâmpla curând cu celelalte biserici care nu sunt bisericile adventiste. Dumnezeu, spune sora White, are pietre prețioase în toate bisericile. Dumnezeu dorește și nu este menirea noastră să formulăm acuzații categorice despre lumea care se declară creștină. Mulți dintre catolici sunt cei mai conștiincioși creștini și trăiesc în toată lumina care strălucește asupra lor, iar Dumnezeu va lucra pentru ei. În Apocalipsa 18, poporul Dumnezeu este chemat să iasă afară din Babilon. Potrivit cu Scriptura, mulți din poporul Dumnezeu se află încă în Babilon. În ce grupări, grupări religioase poate fi găsit acum cea mai mare parte? A urmașilor Hristos, cea mai mare parte, ascultați! Fără îndoială, în diferitele biserici care mărturisesc credința protestante, deci în bisericile noastre vecine, baptiști, evanghelici, pentecostali, sunt mulți, foarte mulți creștini care vor veni la adevăr. Căderea Babilonului nu este încă, tot, încă totală. Apocalipsa 14 spune că ea a adăpat toate neamurile din vinul mâniei de ei. Cum se realizează, cum se realizează aceasta? Obligându-i pe oameni să accepte un sabat fals. Ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu. Apocalipsa 18 arată spre timpul când, ca rezultat al respingerii întregii avertizări Apocalipsa 14 de la 6 la 12, Biserica va fi atins pe deplin condiția prezisă de îngerul al doilea, biserica mamă. Biserica care se spune că este biserica mamă, biserica Catolică. Și atunci poporul Dumnezeu care mai este încă în Babilon, va fi chemat să rupă legătura cu biserica decăzută. Aceasta este ultima solie care va mai fi vestită vreodată lumii. Care este esența ultimei solii a lui Dumnezeu? Ne zice că solia îndreptăț îndreptățirii prin credință este solia în îngerului al treilea. Mulți creștini l-au pierdut de vedere pe Isus. Ei au nevoie să le se îndrepte privirile spre persoana sa divină, spre meritele sale, spre iubirea sa neschimbătoare față de familia omenească. Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la o margine la alta pământului, spre a pregăti calea Domnului. Este slavă lui Dumnezeu care încheie lucrarea îngerului al treilea. Ultima solie harului care trebuie vestită lumii este o descoperire a caracterului său iubitor. Solia va fi vestită cu mare putere. Așa cum este prezis în Apocalipsa 18, solia îngerului al treilea va fi proclamată cu mare putere de către cei care vestesc ultima avertizare împotriva fiarei și a chipului ei. Dumnezeu va, fel, va folosi mijloace care ne vor surprinde. Sura ne zice, dați-mi voi să vă spun că în această, în această, din urmă lucrare, Dumnezeu va interveni într-un mod cu totul și din comun și într-o manieră contrară oricărei metode omenești. Întotdeauna vor fi printre noi unii care vor, vor voi să controleze lucrarea lui Dumnezeu, să dicteze fiecare acțiune ce trebuie îndeplinită, în timp ce lucrarea neîntată sub conducerea îngelui care se alătură îngelul al treilea, investirea solii pentru, pentru lume. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va vedea că El a preluat conducerea în mâinile sale. Lucrătorii vor fi surprinși de mijloacele simple pe care le, vor folosi, le va folosi Dumnezeu pentru a-și îndeplini și de săvârși lucrarea de îndreptățire. Lucrătorii vor fi calificați de Duhul Sfânt. Dumnezeu mm. se va folosi chiar și de cei care nu știu carte, de ce tu și eu care poate nu suntem mari predicatori, dar putem prin mărturia noastră, prin oferirea unei cărți, putem să-L prezentăm pe Hristos oamenilor. Chiar și copiii vor vesti solia. Cât de important este gândești la copiii tăi căci ei la fel pot să vestească și vor vesti solia Domnului. Îngeri la fel au o misiune să prezinte adevărul oamenilor. Întinderea mondială a proclamării. În timpul marii strigări ajutată de intervenția providențială a slăvitului ei Domn, biserica va răspândi cunoștința mântuirii în așa măsură încât lumina va ajunge în fiecare oraș și orășel. Nu va mai fi mult până când fiecare om va auzi mus amustrarea, avertizarea și va lua o hotărâre. Regi, legislatori, consilii vor auzi solia. Mulți neadventiști însă din păcate se vor împotrivi luminii. În bisericile adventiștilor de ziua 7 va avea loc o minunată manifestare a puterii Dumnezeu, dar ea nu va avea influența asupra celora care nu s-au smerit înaintea al Domnului și nu și-au deschis inima prin mărturisire și pocăință. Din cauza orbirilor, în manifestarea celei puteri care va lumina întreg pământul cu slavă lui Dumnezeu, ei nu vor vedea decât ceva periculos care le va, le va trezi temerele și se vor înverșuna să reziste împotriva ei. Pentru că Domnul nu lucrează pozit cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. Cum, vor spune ei, să nu cunoaștem noi Duhul lui Dumnezeu când am fost în lucrare atât de mulți ani? Cei mai mulți neadventiști vor neadventiști vor respinge avertizarea. Majoritatea celor care vor auzi Solia, cărora le vom predica noi, Solia, din păcate, nu vor crede solemna avertizare. Însă, mulți oameni, da, vor răspunde chemării. Sunt multe surse care vor veni din lume și din bisericile protestante, și catolice, și ortodoxe chiar și din mijlocul bisericii catolice avem avem făgăduința al căror zel îl va depăși cu mult pe al nostru pe al celor care au fost în rândul celor care au vestit adevărul ce mustrare ne spune Domnul Mulți din cei care s-au depărtat de urmă de turmă se vor întoarce să l urmeze pe marele păstor Mii de suflete convertite vor fi într-o singură zi. În ceasul al 11-lea, mii de oameni vor vedea și vor cunoaște adevărul. Aceste convertiri vor fi făcute cu o rapiditate care va surprinde biserica și numai numele Domnului va fi slăvit. Va veni timpul când vor fi tot atâția convertiți într-o zi câți au fost în ziua cinzecimii după ce ucenicii au primit Duhul Sfânt. Cei cu inima curată nu vor mai șovăi. O bună parte din ei nu sunt convinși însă să ia atitudine acum, dar aceste lucruri le influențează viața și când solie se va vesti cu glas tare, vor fi pregătiți pentru ea. Ei nu vor mai șovăi mult, vor ieși în față și vor lua atitudine. Fiecare suflet cu adevărat cinstit în această lume va veni la lumina adevărului. Și ce importanță are influența publicațiilor? În curând, mai mult de o mie de suflete vor fi convertite într-o singură zi. Multe dintre ele au dobândit primele convingeri de adevăr prin citirea publicațiilor noastre. De exemplu, rezultatul publicării acestei cărți, Marea Luptă, Tragedia veacurilor, de exemplu, nu trebuie să fie judecat după impresia din prezent. Citind-o, unele suflete se vor trezi și vor avea curajul să le se alăture imediat acelora care țin părunțele Dumnezeu. Totuși, un mare număr dintre cei care o citesc nu vor lua atitudine și vinem astăzi că nu ajung la, la biserică toți cei care le dăm această carte. Dar nu vor lua atitudine până când nu vor vedea ca au loc evenimentele care sunt prezise în ea. Împlinirea unor, unora dintre aceste precizări va inspira credința că și altele se vor împlini. Iar la închiderea lucrării, când pământul va fi lumnat de slava lui, multe suflete vor lua atitudine de partea părușilor Dumnezeu ca rezultat, al acestea, ca rezultat al studierii, al citirii acestei cărți. Vreau să închei și să te rog, Ferbinte, ca să poți trimite o carte unei persoane, ia cartea Trajdea Viaclor, caut-o pe internet, în, în formatul electronic sau în audio și trimite-o cuiva. Roagă-te și spune, Doamne, binecuvântează acest suflet vreau ca eu să se pregătească și să cunoască adevărul și trimite chiar astăzi o singură persoană, te rog, dacă ai mai multe, da, dar o singură cel puțin, trimite unei singure persoane această carte ca ea să o citească și o va citi și Domnul să, să facă ca să fie de partea adevărului să iasă din Babilon. Domnul să te ajute la aceasta. Amen.